România, cu tot ceea ce are, a mai demn de văzut, este subiectul documentarului de televiziune Wild Carpathia, difuzat sâmbătă de o televiziune britanică. It's a place of myth and legend, a land where the distant howl of the wolf still chills the night air, where bears sharpen their claws on towering pines and lynx prowl ghost-like among the sullen crags. Invitatul special al emisiunii britanice a fost prințul Charles, care a cumpărat în România o casă veche de 150 de ani. Telespectatorii britanici și cei din toată lumea au avut astfel ocazia să descopere un nou chip al României, o țară cu o natură fascinantă, demnă de a fi cunoscută și admirată.